Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mai toate filmulețele încărcate de influencer devin virale. Cu un sindrom extrem de rar și un simț al umorului ieșit din comun, omul cu Tourette constituie unul dintre personajele insolite ale showbizului românesc. Coprezentatorul show-ului România are rost a vorbit despre existența sa aparte, prin prisma afecțiunii sale. Andrei Ungureanu are 28 de ani și pare să-și fi găsit sufletul pereche, o tânără moldoveancă în vârstă de 25 de ani. Prezentatorul de la antene și iubita influencer s-au cunoscut într-un live pe TikTok, unde au devenit și parteneri de clipuri virale. Cei doi locuiesc deja în aceeași casă, de unde împart bune, rele, dar mai ales cele mai amuzante întâmplări. Factorul de decizie în ceea ce privește atracția reciprocă a fost umorul, manifestat până și în cele mai intime ipostaze. Cum o recunoaște însuși Andrei, toată lumea îmi spune să nu mai fac gălăgie, că o trezesc. Nu o trezesc, se obișnuiește. S-a obișnuit, pentru ea deja e sunet de fundal, râde continuu și ne amuzăm pe prostiile pe care le zic. Dar nu are nicio treabă, ea adorme foarte bine, în afară de faptul că se cutremură patul, canticurile musculare și spasme. În timpul preludiului se mai întâmplă și se mai întâmplă și în alte momente, ea începe și râde și mă scoate afară. Se încordează și pac. Dar se întâmplă, sunt momente când nu fac ticuri. Când conduc, de exemplu, în timpul actului sexual am momente în timpul preludiului fac ticuri, dar nu tot timpul, când sunt super focusat. Se răresc ticurile, a declarat Andrei Ungureanu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.